Bună ziua! Vreau să mă prezint de la bun început. Mă numesc Angela Dindiu. Sunt din orașul Chișinău. Sunt născută pe 7 februarie 1969. Eu deja îl numesc, îi zic că asta e codul meu. Și mă bucur foarte mult să fim împreună astăzi aici. Și totodată, din primele rânduri, aș vrea să mulțumesc gazdei care ne primește azi aici. Să-i zic mulțumesc pentru tot acordul care ne face prezența aici și neapărat Svetlanei, clubului de elite, pentru ocazia aceasta să fiu prezentată, deci toată viața mea cu ce a fost până acum. Cred că aș vrea să încep cu, eu nu știu dacă este nevoie să comentez pozele sau e uneori ceva. Se poate, uneori. Deci aici sunt cu fata mea, Eugenia îi zice, acum la momentul de față face studiile în Canada, în Montreal, are 17 ani. Și aici noi suntem în ogradă blocului, băieții au venit vara acasă și evident suntem, iată aici e fata și ăsta e băiatul meu, Ilie. Sunt copiii din prima căsnicie. Ce aș mai putea să spun? Deci, da, Doamne ajută, mulțumesc! De toți am la moment 5 copii. Nu mai plânge. Sper să vă ajut. Aici noi petreceam la aeroport băieții cei mari în Canada. Suntem cam un pic plânși, dar cu emoții. Dar până la urmă e bine. Mă bucur că totuși am hotărât și am decis împreună cu Doru să le dăm voie să meargă, să facă studiile, deoarece ei sunt foarte bucuroși, la început a fost foarte greu, chiar foarte greu, plângeau, mă sunau, uite aici vara, când s-a născut Matei și avea, cred că nici luna nu avea aici Matei, așa. Ăsta este Andrieș al nostru mezinu, Bogdan, cel mai mare dintre cei mici. Copiii ăștia mici sunt din a doua căsnicie, ceea ce mă bucură foarte mult. Mă bucur că Dumnezeu mi-a dat o șansă să fiu, să cred iarăși în mine, să fiu puternică și aici noi am botezat în poza aceasta la biserică suntem, l-am botezat pe Bogdan. Uite aici băieții mei scumpi, dragi, aici noi tot în ogradă. Deci, ce aș mai putea să zic, aici tot Matei abia s-a născut, nici o lună nu avea în poza aceasta. Ce aș vrea să vă spun, dacă să mă întorc un pic înapoi, în anii precedenți, deci aveți informație pe masă despre Ilie, îi zice Ilie Ștefanesa, Ștefanesa din prima căsnicie și de la bun început, băiatul deci a arătat, a dat dovadă că e ceva în el se petrece, nu poate să fie ca un copil, așa simplu să-i zic. A fost de la bun început, îi plăceau concerte, îi plăceau, treci, te rog, îi plăceau concerte, îi plăcea ceva să arete, ceva să se petreacă, să fie în nucleul petrecerii. Și până la urmă, deci, la 3 ani a câștigat primul premiu, aici e Ilie, ăsta e la, dacă observați aici un pic se vede, la un concurs minimister și minimis, deci făceau parodie la Cio Cio San, deci la Bieșo. Aici este un colaj de poze, tot Ilie, ăsta am făcut pentru a-l prezenta pe el, pentru America, uite aici tot e. Asta eu îl pregătesc acum de concert. Aici la tante Ludmila Show tot a fost el împreună, au adus o secvență din spectacol.
Aici Elie anul trecut a terminat colegiul liceu și acum învață la colegiul de actorie din Montreal, care se numește, doar m-a ajuns, te rog? Dawson. Dawson, da. Și ceea ce îi place foarte mult, pe parcurs o să vă arăt chiar și niște poze, ultimele poze a lui, care sunt, deci regia i-a propus să fie, să se prezinte el cu o domnișoară și ei au ales o variantă ca, iată Elie aici e prezentat, eu cred că voi tăcea un pic. Elie și-avea doar 3 anișori când a ieșit pentru prima dată în scenă. În fața publicului, acest copil se simte ca la el acasă. Când ies o scenă, mă bucur. Acolo este multă lumină și îmi place când în sală sunt foarte mulți oameni. Și este mai mult loc, mai mult spațiu pe scenă. Acum Elie are 8 anișori. Acest copil minune a reușit să convingă lumea că în Moldova există copii cu adevărat talentați. Artista asta înseamnă când un om cântă foarte mult și acolo este așa, în sală sunt foarte mulți oameni care se uită la el și el cântă foarte frumos. I-am observat individualitatea că are un... așa ceva firesc în el, împotat la 3 ani am participat la mini-mister. Nu s-a Ștefaneța, născută la 11 octombrie 1996. Aurel Ștefaneța, medic, mama, Angela Ștefaneța, dansatoare, ansamblul Joc, Eugenie, surioara mai mică, 6 anișori. Aici e o parodie pe Pavarotti. Din sală cine prima dată l-a văzut, dar eu îl îmbrăcam și mă duceam repijor în sală. Deci un pic mă întorc la plecarea noastră din Hollywood. Deci a fost un turneu foarte interesant. Datorită faptului că ne-a sponsorizat atunci Franz Zeluța, am adus faima
Moldovei, unde am câștigat, noi am fost o echipă de 11 persoane, cu 3 care s-au prezentat ca participanți, da, mulțumesc, ca participanți, dintre care am adus 11 medalii de aur și 3 medale de bronz. Deci e un rezultat foarte bun. De ce atâtea medalii? Fiindcă noi am fost de vârstă diferită și la concurs fiecare vârstă aveau participanții lor. De aceea am aproape am luat tot aurul, să zic așa. Și când plecam deja de acolo, din Hollywood, pe noi ne petreceau cu mari, mari aplauze, unde ziceau că, gata, noi deja știm că nu sunteți din Maldive, sunteți din Moldova. Deci mă bucur pentru faptul că o echipă deja de americani care erau, dar din mai multe țări am fost, deja știau despre Moldova, fiindcă noi am prezentat, am ieșit mămicile în scenă, în costume naționale, am mai dansat un pic, am cântat și cântecele noastre, chiar în scenă s-a ridicat drapelul, deci a fost ceva foarte, foarte frumos. Poza aceasta este din tinereța mea, din studioul, aici. În poza aceasta deja eram în colectiv, sunt mireasa din dansul popular, din nunta, din suita nunta. Mă bucur că am fost în colectivul acesta, am avut perioada aceasta de a fi într-o perioadă foarte interesantă, când au fost foarte multe plecări, foarte multe succese, concerte, deci am fost în foarte, foarte multe țări. Totodată aveam și excursii, ceea ce e foarte bine. Domnul Curbet, tot timpul e pentru aceea ca dansatorii, artiștii care vin în alte țară să vadă, deci nu numai prin concert, dar totodată să vedem și ce e cel mai interesant în țara în care venim, în care ajungem. Da, noroc, dă noroc, dă noroc, dă noroc, dă noroc, dă noroc. Și aici eu, mama, câți ani am, eu, dacă sincer, cred că vreo 3, nu? Așa după poză, mai mari? 2 jumate. Deci asta eu la bun început, să zic aici, la grădiniță de anul nou. Asta este familia mea, tatăl meu Blonski Anatol, mamica Blonska Maria, și aici ei sunt în tinerețe, mamica aici la nuntă, aici pe parcursul vieții, și deci asta este familia mea. Din păcate am avut un frate care a decedat foarte tânăr, Dumnezeu să-l ierte, și tatăl meu tot la fel nu este în viață. Pe parcurs asta deja sunt pozele mele. Ce aș mai vrea să spun despre colectiv, despre joc, într-adevăr, a fost ceva foarte interesant, care eu cred că și pentru copiii mei le voi povesti multe lucruri foarte interesante, care aș vrea ca să le, poate să le vadă ei, să aibă posibilitatea aceasta de a merge în alte țări, de a face cunoștință cu cultura, cu țările mai... Aici, doamna Valentina, am fost invitată la Radio Europa Liberă, unde mi-am exprimat tot gândul de o săptămână, unde sunt aici la jurnal săptămânal. Da, Cici, mulțumesc foarte mult că am fost invitată. Asta, noi suntem în fața blocului cu frigărui. Aici s-a născut abia Matei, era foarte mic, nici nu avea o lună. Poza aceasta, deci când am postat-o pe rețea, apropo, au fost foarte multe comentarii, chiar foarte multe, da? Una din cele mai multe comentarii s-au adunat la poza aceasta. Cineva spunea că e frumos, e superb, e Madonna. Altcineva, tot au fost 2 păreri care au criticat și au zis că nu e bine.
unde eu sunt cot că e foarte bine, că s-au expus părerile foarte mulți și e bine când nu poți fi tot timpul lăudat. Cineva a spus că nu e bine, așa ceva trebuie să nu fie. Părerea mea e... mie îmi place. Dar de acum... asta e. Ce aș mai putea să zic... da, despre... Doruță, stai un pic, un moment, eu vreau despre Eugenia ceva să... sau... poți pe Eugenia acum să ne pui? Deci, din 5 copii, 4 băieți și o fetiță. Deci, Eugenia, cum v-am spus, are 17 ani. Îmi place mult de ea, că e o persoană foarte puternică, îi place să... nu e categorică, dar e sinceră și dacă ceva nu e pe dreptate, ea se supără, e supărată foc și până nu obținem aceea ce e cum adevărul, nu se potolește. Deci e așa e mai categorică. Vrea să meargă în avocatură și să ducă interesele mai departe mamelor, a mamelor și a copiilor. La judecăți, la... Aici Eugenia a frecventat școala de pictură a noastră și aici, deci ea, când e greu pe suflet așa ceva, ea zice, mămică, când vreau să mă retrag, îmi iau creionul și încep să desenez. Deci este desenele ei, pe care mie ca mamă mie îmi plac. Dar de acum părerea voastră e ca critici, să ziceți, dacă ce și dacă reușește sau nu. Eugenia a mai frecventat și patinoarul. În genere, eu ca părinte sunt pentru aceea ca copilul până e mic să înceapă să cunoască mai multe. Cu cât cunoaște mai multe copilul, cu atât se dezvoltă mai corect, cu atâta posibil chiar și în viață ei devin mai repede să... se descurcă mai repede în viață, fiindcă, iată, aici băieții ăștia mici, să zic, la Cireș, la Costea, la televiziune, au strâns o căldare de Cireș și mănâncă. Deci, sunt niște copii, eu nu știu, poate de ce că sunt mama lor, dar ea doar la nespus de ce că sunt sinceri și tot timpul sunt în... Mama, tu știi? Ceva, să povestească și reușesc. Reușesc să spună ceva. Asta este pasiunea lui Bogdan, ceva să modeleze. Deci poți să nu-i aduci ciocolate, sau ce, dar să-i dai un Lego, asta e cel mai mare cadou pentru el. Acum deja ne-a făcut și o rugăminte ca iepurașul de Paște să-i aduc un transformer care tot se transformă în autobus, atunci, dacă nu ești așa. Asta a fost primul lui Lego mai așezat, așa, care spunea ceva și am întrebat ce a făcut, de ce am făcut ceva mai spetat. Da. Iată aici, la numele Andrei. Pentru spuză ce, unde sunt supărați? Aici la ziua de naștere a lui Bogdan, aici la grădiniță, după ochii de așa să vede ce e. Cât e de el. Da. Aici Andrei, și abia numă. Se porniță. Bogdan, da, Bogdan a desenat tricolorul la grădiniță. Melcii. Mănâncă râme. Da, mănâncă râme, să vă spun încă un secret, deci asta doar l-a învățat, să mănânce râme. Povestește eu cum poți. Păi da și mie mâine. Dacă nu greșesc, poza aceasta e de la o manifestare. Da. Dacă cu drapelul pe el. Da. Aici dormea la mine la birou. Povestește, nu stă după poze. Stai eu...
Ты первый был, да? Да, да. Потом стоит Андрей, Матвей, и Матвей Кудору, а и стоит Андрей, и Мапалую Андрей, и Тимаша. Пила. Да, 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 да. Aici, iată, noi așa muncim acasă, discuți, dacă vedeți picioarele învârtare, dar muncim. Ce-mi place la Andrei, că tot ce face, de exemplu, el vede, eu fac la bucătărie ceva, pregătesc cu plăcintă sau absolut de tot, el vine și zice, mămică, dă-mi voi să te ajut. Da, copil, cu mare plăcere. Doru, dacă face ceva, bate afară sau leagă vița de vie sau ceva. Neapărat copilul vine și zice, tăticu, dă-mi voie să te ajut. Bogdan este un pic alt gen, Bogdan la noi e... Tati, eu mai târziu un pic, acum plec la joacă. Deci, ai... Ruțu, da. Tu faci și poze și... Păi, trebuie să le schimb, cam data pozele. Aici ai... Când s-au început contracțiile la naște, Bog adoro! Te trebuie verificat, trebuie să verificat. Aici numai noi s-a născut băbunianul nostru mic, aici deja e la botez. Nașa i-a adus un costum național și l-a îmbrăcat. Asta e... Noi suntem în cer, aici tot la... Numai s-a născut. Da, și eu știu, dați să vă mai povestesc câte ceva, de unde ne-am luat noi în genere, cum să, dacă e așa e interesant, eu știu, parcă mi se pare că e, da, aici noi am, asta eu m-am apropiat și am felicitat-o pe Mariana, că a fost ea mai înainte la club și s-a prezentat. Aici e prietenul nostru Constantin cu Matei, dacă nu greșesc, da? Da, asta e citesc. Ambii, mai ales Andrei. Cu ochii. Citesc. Da, uitați-vă la Andrei ce mustață are. Deci, asta este verișoara mea, eu prietenă de-a mea. Cudoroșcova, dacă ați auzit, feciorul ei este de modelare. De... Ăștia sunt colegii mei la Palatul Național. Aici tot colegii, astea, aici sunt toate prietenii mele, cineva din Verișoari. Astea eu, fetele sunt gemene, Bogdan, Andrei și Matei. Aici suntem tot cu colegii mele de la joc, suntem la o cafeluță în centru. Aici cu domnișoarele, prietena mea Nina. Și... Da. Deci ne-am văzut cu Doru la o serbare de zi de naștere la o cunoștință de-a mea. Asta e nunta noastră la Cununie. La Cununie. Și ne-am văzut cu Doru, deci la bun început. Dumnealui l-au invitat în țărata cei mai ierți, dar l-au invitat pentru o altă doamnă. Să-i facă cunoștință și eu, deci, știam toate momentele acestea, foarte respectos, eu am zis că nu mă iertați, noi... Dar Doru s-a apropiat și am zis, tu vei fi soția mea. Deci, de la bun început. Dar eu m-am întors așa la el și eu zic, da, să mai aștepți, stai liniștit. Că... Unde o poți, în Moldova? Da, da, da. Aici în Chișinău și după o perioadă de timp, într-adevăr, în timp de 10 zile, a fost foarte un sentiment foarte repede și da, m-a convins. Până la urmă a avut a fost foarte frumos, foarte frumos. Și eu chiar îi mulțumesc lui Dumnezeu că avem o familie noastră cu copiii noștri buni, frumoși, sănătoși. Aici sunt părinții lui Doru, mămica, doamna Cornelia și tatăl cu cravată. Aici sunt nașii noștri, domnul Covric, toți prietenii noștri care au fost lângă noi atunci.
Asta dacă nu greșesc, când am ambasada, așa? La consulat. Nu ne-am înregistrat. Asta este sora lui Doru, Lili. Este o persoană foarte bravo. Eu în genere vreau să-i mulțumesc la Dumnezeu că pe parcursul vieții mele eu am întâlnit mai mulți oameni buni, buni de suflet, ca o pâine, au fost toți aproape. Dacă să-mi aduc aminte din trecut, cred că n-aș vrea ca viața mea să o ia altă direcție. Mi-aș dori tot aceiași oameni care mi-au căzut în cale, cu care am fost alături, cu cine am mâncat o pâine, dacă chiar la propriu vă zic. Deci am avut un turneu, primul turneu al meu cu colectivul cu jocul când am plecat la Paris. Deci a fost, vă dați seama, de la 17 ani, pentru mine a fost un pic cam șocat din ce considerente, fiindcă eu nu știam ce e asta capitalism. Și dacă vă aduceți aminte perioadele acelea când nu ni se spunea că e o țară rea, că asta nu e bine, că asta nu e interesant, că dacă găsiți un colet sau o ceva, o bomboană la voi în dulapior, să nu o luați, că mâine pe voi o să vă provoace și o să vă aducă mai mare cadou, numai pentru aceea ca să vă atragă în securitate. Deci și prin asta am trecut. Mi-aduc aminte foarte multe momente când noi, de exemplu, pregăteam programul, trebuiau 20 de perechi să plece undeva și dacă din sistemul, să zic, securității pe cineva îl tăia din listă, putea să fie cel mai bun dansator. Dacă l-a tăiat, gata, rămânea acasă. Deci pentru noi asta tot era foarte mare șoc. Cum așa e posibil să fie, dar era. Și, da, și vreau să mă întorc la pâine. Deci cu o colegă de-a mea din studio, noi ne-au repartizat și noi cu ea eram, cum, trăiam împreună în număr și nu ni s-a spus că să nu luăm de acasă nimic. Deci nici bani, nici mâncare, nimic, acolo tot se va da, tot o să fie ok. Până la urmă, deci n-am înțeles cum s-a întâmplat așa, dar am rămas fără surse de existență absolut. Nu, bine, ne-am dus noi la colegii noștri care erau mai în vârstă, de exemplu, observați că noi eram de generații diferite, și am împrumutat niște bani. Eu știu ceva din franci pe atunci erau și ne-am luat o pâine. Deci de o pâine mare și puha, bă, așa mi s-a părut. Eu chiar până acum țin minte gustul la pâinea aceea. Pâine capitalistă. Pâinea, am rupt-o în două. Noi am rupt-o, că n-aveam nici cuțit, nimic. Am rupt-o cu ea în două. Am uiat-o în apă și am presurat zahăr. Deci asta a fost mâncarea noastră pentru toată ziua. Și aveam câte două concerte pe zi. Asta e foarte, cum dacă să vă lămuresc așa după timp, 3 ore de dans. Deci dacă două concerte, 6 ore de dans, aproape non-stop. Câteva minute ți dă la să schimbi ținuta de la gâță până la pantor. Și atât. Până acum, deci cel mai strașnic ceea ce este pentru un dansator sau pentru un artist, când dansezi, tu ești singur, de exemplu, în solo și dacă ești într-o altă ținută, poate nu toți observă, deci merge ok. Dar dacă tu ești într-un colectiv de acum de mai multe persoane și tu ești, poți banal să uiți și să nu te descalzi de pantofi, adică să rămâi în pantofii din dansul precedent care a fost, a trecut, și tu în câteva secunde strigi după culise, Maria Fidea, aduceți-mi pantofii, că eu nu ies în scenă. Deci, ceea ce se vede din scenă e una, viața din după scenă, eu vreau să vă spun că e foarte interesantă. E ceva foarte, foarte interesant. Și prima dată când am ieșit și am văzut spectatorii, e tot un sentiment nebun. Până acum eu visez că sunt în scenă,
că sunt în costum național, că sunt alături de colegii mei, deci e ceva, ceea ce am trăit cu într-adevăr cu o bucurie foarte mare în viață și tot îi mulțumesc Dumnezeu că mi-a dat putere și sănătate, că trebuie să ai sănătate pentru așa ceva. Deci asta ce e, depinde de mine. Ce să mai povestesc, dacă aveți întrebări ceva așa pe parcurs, haideți, poate mai vine încă un gând ceva. Svetlana, poate ai ceva întrebări. Dacă nu la șampanie. Eu am făcut așa o, nu știu, nu evaluare, deducție, nu știu cum în română ar fi mai corect, că primii copii vă seamănă dumneavoastră mai mult, dar ceilalți trei seamănă mai mult lui Dora. Și încă m-am gândit la ceva. Posibil că dumneavoastră cu Doru semănați mai mult de asta și copiii nu înțelegi cu cine seamănă. Cu asta. Nu știu dacă e pozitiv, dar cred că ei, cred că toți așa văd. Știți cum se spune că dacă soțul cu soție se seamănă măcar un pic, asta este perechea. Da. Eu cred că ne ajute Dumnezeu. Și Ilie, îl cunosc foarte bine. Prima dată când am văzut, i-am spus compliment. Tu ești artist adevărat, dar el așa modest. Dar eu tot vă cunosc. Dumneavoastră sunteți în poze cu prietenul mămicăi mele. Cred că atunci era încă o perioadă de prieteni da, mei, așa. Da. Eu mă dezniciesc, mai care prieteni, dar... Dar m-am dezniciit. El mi-a spus și tot, dar păi avem și noi în trecut, da, domnul Zor? Da. Aici, eu am o întrebare. Aici care sunt. Da, eu cu mare drag. Din câte am înțeles, v-ați specializat în băieți. Da. Fetele face. Eu, din partea mea, eu sunt gata să mai fac o fată. Dar partea lui mami, ea este mâna dreaptă, să-i zic așa, pentru că vine ajutorul foarte mare din partea ei, ceea ce îi spun mare, mare mulțumesc. Ea, sincer să vă spun, deci ea a zis, Angela, mă duc la mănăstire, gata, nu mai pot, nu mai rezist. Copiii sunt ca copii, deci nu stau, o minut nu stau. Deci e sigur că obosește la vârsta ei, poate s-ar dori o liniște, dar nu are. Domnul Dor acum a spus că ajunge, nu mai trebuie, ajunge. Nu, ea zis că nu am nevoie de ajutor ca să fac fete. Da. Eu am înțeles că... Asta, nu, 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 e sunt eu. Dar dumneavoastră ați spus odată, după aia că l-ați născut pe Andrei de ziua. Da. Mi-a ajunge, da, poate că durere și nu, să știți că nu. Eu când am fost micuță, dacă vă aduceți aminte, nu știu, dacă, cred că fetele mai mult știu, au fost niște păpuși mici, așa, care le spuneam pupsic. Și aveau hainuțe mici, ceva... Și eu, uite, tot timpul mămica îi spuneam, eu zic, mama, eu când o să cresc mare, eu să am mulți, mulți copii și multe păpușele de astea care să mă joc cu ele. Cred că e ceva inconștient, deci că eu mi-am dorit tot timpul să am mulți copii și o casă. Deci copiii am, mai rămâne casă să o mai facem și cred că visul meu va fi împlinit. Dar domnul Doru, păpușele de acum au... Da, că deja iată sunt așa, liniștit, calm. Dacă aveți băieți, da. Să aveți fete și nepoțele. Voi avea norori, da. Tocmai. Și ele vor fi ca fete. Da, sigur. Să ne ajute Dumnezeu să... Sunt foarte mari probleme, deci copilul când s-a născut era totul ok, a fost un băiat foarte sănătos. După prima vaccinare care am făcut-o la jumătate de an, aceia care de la maternitate a fost ok, dar asta care a fost mai complicată la jumătate de an, noi am nimerit la spital cu stenoză, la laringotrahie, asta a fost prima dată. O intubație, deci tot foarte greu și la 2 ani și jumătate, am tot după vaccinare, am nimerit la spital unde... Medicii au spus, un spital a refuzat de noi, a zis că luați-l copilul acesta, un nejileț, și eu не хочу отвечать. Deci asta mi-a spus medicul în față și noi cu salvarea mi-a dat Dumnezeu o echipă foarte bună de medici cu mașina care au venit cu salvarea
Jie jinau plecat de lângă mine, nu m-au lăsat, au mers tot timpul lângă mine alături și au spus că noi vom fi cu tine până la capăt, să vedem care va fi, iată, atunci cu Ilie am avut... E un moment foarte greu pe care mi-aș dori ca să nu se mai repete și la nimeni absolut. Și apropo, chiar am ieșit din greutățile astea acum, deci nu au lăsat nicio amprentă. Greu, credeți-mă că foarte greu, când îți dai seama copilul moare la tine în brațe și tu nu poți cu nimic să-l ajuți, absolut, asta e foarte complicat. Dar m-a ajutat Dumnezeu și am... Depășit. Da. Bravo, okay. Ce să spun pe tema asta, da. Ce-ai schimba în societate, dacă avea posibilitatea? Ce-aș schimba în societate? În general vorbesc, da. Nu știu, eu cred că totuși, nu vreau să spun lucruri, iată, sunt foarte, foarte dragile mele, sunt de o vârstă cu copiii mei și sunt foarte apropiate, dați-vă le prezint, sunt două surori gemene, Ioana și Cristina, până acum abia le fac diferența care este și care. Copiii mei sunt bineveniți la ele în casă, deci sunt ca părinții lor, sunt ca părinții pentru copiii mei ăștia mari și fix la fel noi le socotim și fetele. Când vin la noi, eu cu mare drag le întâlnesc și sunt alături de ele. Cu orice întrebare, cu orice poftim, vă rog. Și asta e. Hai, luați. Na. Aș zice simplu, dar vreau să spun că îmi place țara noastră. Și nu o spun, credeți-mă că nu o spun așa să fie ceva cu mare. Vă spun din suflet, fiindcă am fost prin multe țări, am avut foarte multe ocazii să nu revin, să rămân acolo. Au fost foarte multe propuneri ca de lucru, ca căsătorie, ca... Nu știu, tot timpul am vrut aici să mă întorc. Îmi place țara aceasta. Unica ce mi-aș dori ca ceva să schimbe. Ceva, măcar un pic. Și cred că poate depinde de fiecare din noi. Să schimbăm acolo unde suntem. Asta contează. Să nu așteptăm, poate, că cineva să vină să facă pentru noi ceva. Contează ca noi să schimbăm, poate să fim mai buni, mai deschiși. La apropiat, la copii, la bătrâni, la omul care este alături de tine, să ai grijă de el. Iată asta, cred că mi-aș dori mult. Ca să nu aruncăm prin același oraș, că e orașul nostru, țara noastră. Nu, acolo e curat unde se face curat. Acolo unde nu faci mizerie, acolo e curat. Și la toți copiii mei i-am învățat că dacă ai mâncat o bomboană, să nu arunci. Pune mai bine în buzunar. O scot eu acasă. O pun eu la coșul de gunoi. Dar nu arunca și nu face mizerie acolo unde tu te afli. Că după tine mai vine altcineva. Asta contează. Dar pe nota aceasta aș vrea ca să mai spunem încă ceva așa de o stare de mai ridicată și să gustăm dintr-o plăcintă cu un pahar de șampanie. La fiecare aparte, că ați venit, mi-ați acordat ora aceasta, timpul acesta al dumneavoastră, mi l-ați oferit pentru mine. Credeți-mă că mi-ați făcut o plăcere enormă, că ați venit și sper că nu veți regreta că am fost împreună aici și dacă ceva v-a fost interesant, că dacă ceva v-a fost interesant, asta sunt eu. Asta i-a fost viața mea. Și vă mulțumesc din suflet. Și vreau să-i mulțumesc și soțului meu pentru că este alături și pentru susținerea lui, fiindcă nu contează când ai un partener pe cine poți să te bazezi. Mulțumesc, Doru! Mulțumesc tu, mama mea, Svetlane, mulțumesc, la toți.
Мама, ши? Мама, кому тебе? Марія. Марія. Тата лапоста на то. Ну так, ви за ще заплавили. Да, браво, браво. Мама Марія, все скінчила. Є умовити, є дітки.